pet și gata. E un aspect ăsta, dar ați observat și de multe ori s-a subliniat aici. Noi suntem chemați să umblăm în ascultarea credinței. Ori asta presupune, având în vedere lucrurile pe care Dumnezeu ne le descoperă, să pășim în ele, să ne exersăm credința și pe baza lucrurilor care ne sunt revelate în Scriptură, să facem pași. Nu, închei doar cu câteva exemple. Dumnezeu a promis evreilor, nu, Canaanul. Și n-a trecut Iosua Iordanul și o dormit. Și a zis, hai să dormim, că Dumnezeu prin credință o să ne dă tot Canaanul al nostru, nu? Eu trebuie să facă pași concreți, trebuie să umble, să meargă și trebuie să înconjoare Ierihonul și să asculte de Dumnezeu și să facă lucrul ăsta. Trebuie să meargă să se bată cu cei din cetatea aia, trebuie să facă chestiuni concrete. Deci Dumnezeu le-a promis lucrul ăsta, deci efectiv le-a promis, că e acolo, e aproape de ei. Dar a fost nevoie ca ei, având în vedere promisiunile lui Dumnezeu, să facă ceea ce o depins de ei. Nu? Dumnezeu ne mântuiește și suntem mântuiți prin credință și ăsta e un fapt necontestat. Dar ni se cere să umblăm în această credință, să ascultăm și să facem pași în direcția asta. Nu? Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să închei și să sumarizez, să sintetizez. Deci spuneam că începând cu capitolul 6 până la 8, se vorbește despre sfințire sau viață nouă. Atunci când Dumnezeu ne mântuiește, pe lângă faptul că ne socotește neprihăniți, urmarea acestui lucru este trăirea în sfințenie și Dumnezeu ne dă sau ne binecuvintează cu o viață nouă, o viață curată. O să vedem ce frumos e capitolul 8, nu? Ceva super. Apoi, desigur, poate că luate din context, e greu de a pricepe că a fi sub lege înseamnă să ai păcate nemărturisită. Deci un sens, a fi sub lege înseamnă mult mai multe lucruri, dar în contextul acesta a fi sub lege înseamnă să ai păcate pe care să nu le mărturisești. Și păcatul nemărturisit, legea îl condamnă și atunci deja puterea păcatului poate să lucreze în tine. A fi sub har înseamnă a avea păcatele iertate, a merge și a mărturisi păcatele înaintea lui Dumnezeu, a le recunoaște și atunci asta înseamnă umblare în lumină și a umbla în lumină înseamnă libertate și înseamnă a fi eliberat, pentru că spuneam aici într-un context, a fi liber înseamnă a fi pețit de Dumnezeu, un sinonim pentru termenul de liber sau libertate sau slobă este a peți. Deci Dumnezeu ne-a pețit, dacă vreți, în ghilimele. A venit din cer Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și a întins în dragostea Lui mâna spre noi și ne-a luat și a făcut din noi mireasa Lui. Este un lucru extraordinar, nu? Să nu uităm că suntem eliberați, sloboziți de Dumnezeu atunci când ne întorcem la El, pentru ca să slujim. Și asta înseamnă, iară, eliberare pentru... descăpăm de o robie, robia păcatului, pentru a fi robii lui Dumnezeu, pentru a trăi o viață sfântă, pentru... a face rode pentru o viață veșnică. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze la asta. Deci există consecințe practice și e de dorit ca să le urmărim în viețile noastre, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Atunci când vorbim despre lege, să nu privim spre legea, nu mă interesează legea, nu, legea e bună, de săvârșit, așa ne spune cuvântul Dumnezeu și Dumnezeu nu poate minți. Dar ce presupune lucrul ăsta? Dumnezeu a dat cu un anumit scop legea, nu? În ce fel, să zic, sunt chemat eu să mă raportez la lege? Și îi spuneam aici în contextul capitolului 7 că noi suntem chemați să ne evaluăm viața, umblarea noastră, prin prisma legii, nu? Deci ea rămâne etalonul, da? Viața mea se circumscrie și în fiecare zi sunt chemat să-mi evaluez în felul acesta viața, să mă raportez la legea lui Dumnezeu, care este bună, care este desăvârșită, care este sfântă, care este curată, nu? Și așa mai departe. Și spuneam că făcând în felul acesta, noi putem să știm, dacă vreți, unde suntem. Și finalul capitolului 7 ne spunea că există un război teribil pentru omul care trăiește în fire. Există cele două puteri extraordinare, a fi în firea pământească și acea lege a păcatului și a morții care este în noi. Și de care numai Dumnezeu ne poate schimba, nu? Există o sfâșiere profundă. Fiecare din oameni care nu cunosc pe Dumnezeu trăiesc această dramă, nu? Chiar dacă poate ei nu citesc Biblia, dar ei au în mintea lor legea conștiinței și îi condamnă, ori de câte ori acțiunile lor vin în contradicție cu legea pe care Dumnezeu a pus-o la nivelul minții lor. Ei sunt condamnați și lucrul ăsta creează disconfort, creează problema. Alternativa sau singura scăpare este Domnul Iisus Hristos. Așa încheie Pavel capitolul 6. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. De ce? Pentru că prin Domnul Iisus Hristos există salvare. Și capitolul va începe cu afirmația: legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții.
mii de îngeri înconjurat, toți ți se închină. Uimiți de gloria ta. Să fii slăvit.